С Илюшем, у нас Илюша. Он треба Илюша. Супернітен зона личами і піферати дінорчий магазин. Шли із пунзик. Навім тим сні плімбемк. Врем шли і кія сентрем. Ши Ілюша спуні. Астріушим, настріушим. Розпонском, астріушим. Ну, типа, ну і не міг, так настріушим. Карі. Ну, кумпарат. Ну, кумпарат зіст. Так, хай. Я там Італія. Лактелі він аж ти вакуці. Сам плакав ти вакуці. Да ну ти він аж я прав. Нічого не скажу. Кум, кум, пахи. Есть и карандиску перита, и чин Италия, есть такие, треба с такую сачи де гуной, что скажи, се селектează мереу гуною, și ai voie să folosești sacii de care vrei tu. Noi la început am luat negri, cum la noi acasă, în Moldova. Și noi am mai folosit până acum sau în gaz, pentru că dacă pui un sac negru, nimeni nu-ți ia sacoșul de gunoi. Nici plasticul n-ai voie să-l pui în sac negru. Și întrebarea mea a fost unui italian nativ. Italian nativ, da? Unui italian, că de ce atunci se produc sacii? Italia ha detto libero servizio e obbligato di comunicare con la casa scuola numărul 29. Mulțumesc. Tine mai te cheamă. Da, da. De ce atunci se produc acești saci negri dacă nu ai voie să-i folosești? Pentru a depozita haine, pentru a depozita nu știu ce, cred că asta e foarte stupid, pentru că foarte mult totuna pun saci negri și pe urmă îi aruncă pe neva pe dealuri. Ну, де факт, ладно, що супер сакош. А якщо не суруп ділок, да? Це рекомендейшн. Happy Nation. А якщо тут чого? Ну, що чого? А, рюкзак. Нам іде, в фін. Îndeplinești? Є де пі банані. Стікери îndeplinești или трансмісті? Ну, то спати. А, слізліпешці. Peță 3,90. Asta și e faza aia, kilogram. Nu scriu cât e kilogram. Tipa e 400 cântărești. Cântărești 400 de grame. Da. Da. Sau măcar stă spadă. Noi apropo am gustat pește spada unei hectar. Am gustat în Sardinia. Am fost acolo la un magazin care unde prind pești, deci soțul prinde pești, soția este lucrătoare de la magazin, vinde și curăță peștile. Și ne întreabă, vreți pești pe pești spada? Noi, da, da, să gustăm. Am luat și când ne-a spus... Când ne-a pizdănit un prieten. 100%. Și ne-a... Am luat pești spade, dar Radu și la sfârșit când ne-a spus 53 de euro. Dăm noi așa, ok. El e 30 de euro kilogramul. Dar a fost ok, dar nu se merită. Adică nu-i mai bun decât somonul. Улыбочку. Штиц чи не суп? Ел. Алт кубент ну гасеск. Я вам крызут к азы ере. Ам скапатози. Шам не козы мэй трзю. Шам трзю для дочерей 36 евро. Нколо? Нколо не путем смерчу. Eu asta pot. Cine încă mai poate așa ca mine? Noi o să facem o listă specială. Este deja un aspirator care tot l-o prăibim. Acum un cec de 30 sau 35? 35. 35? Tu dormi azi pe ușă. Cecul meu pot și să-l pierd. Pentru grădiniță, odată în lună, trebuie să ducem șervețele.
Am ales să luăm detergent bio, eco, ceva mai curat. Ce nu era iară? Iară ceva nu era. Numai tu ai condus de când ai venit. Ceva nu era acolo în mașină. Nu știu. Nu știu nimic. Și prima dată o să încărcăm mașina de spălat de aici. Am luat așa ceva. Tot scrie bio, eco, sper că o să fie, că e adevărat. Aș fi vrut să nu spăl chiar cu detergent. Și asta tot eco, bio, eco, bio, verde. Cel mai bun pentru pete. Faci screenshot cine are copii. Cel mai bun pentru liniștit nervii.